Mai mulți primari socialdemocrați din Gorj au primit la sediul instituției pe care o conduc adrese din partea unei așa zise fundații numită Acta Non Verba, prin care edilii au fost anunțați că ar fi fost deja reclamați la DNA, fiind acuzați de constituirea într-un grup infracțional în scopul fraudării masive a votului la alegerile prezidențiale din 2 și 16 noiembrie. Ciprian Florescu, vicepreședintele PSD Gorj, a afirmat marți că, din discuțiile pe care le-a avut cu primarii care au primit aceste adrese, edilii au transmis că vor face la rândul lor plângere către organele abilitate. Potrivit acestui aplicurile ajunse la Gorj au ștampilă de oficiu poștal aplicată la Brașov. A pornit de câteva zile spre primarii noștri și spre primarii care, spuneam, sunt în alianță sub o formă sau alta cu Partidul Social Democrat sau susțin sub o formă sau alta candidatul nostru, pe domnul Victor Ponta. De câteva zile au început să curgă spre primăriile din județul Gorj adrese, plicuri, care în interiorul lor au asemenea exemplare și, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire unuia dintre ele, pentru că ele sunt copy-paste și o să vă explic și de ce folosesc acest termen. Către Direcția Națională Anticorupție, doamnei Laura Codruța Chiuve și procuror șef, subscrisa Fundația Acta Non Verba România, prin prezenta, formulăm plângere penală împotriva domnului, ceea ce este interesant este că aceste scrisori sunt personalizate. Mi-a picat în mână Cornea Victor Dumitru, să spunem. Împotriva domnului Cornea Victor Dumitru, primar al localității Albeni din județul Gorj, din următoarele considerente. Având în vedere informațiile pe care le deținem și pe care vi le atașăm prezentei, primarul Cornea Victora Dumitru, împreună cu alți primari din județ, sub directa coordonare a domnului Liviu Dragnea, șeful campaniei electorale a candidatului Victor Viorel Ponta, s-au constituit într-un grup infracțional organizat, așa cum acesta este definit de articolul 367 din Codul Penal, în scopul fraudării masive a votului la alegerile prezidențiale din data de 2 și 16 noiembrie 2014. Este vorba de mai mulți primari care au primit această hârtie și, încercând să aflăm câți dintre ei au primit astfel de scrisori, pot să vă dau informația că astfel de documente au ajuns la primarii din Tismana, Albeni, Alimpești, Bărbătești, Bengești, Berlești, Brănești, Godinești, Hurezani, Mătăsari, Polovragi. Ciprian Florescu crede că aceste scrisori sunt o încercare de intimidare a primarilor PSD, în special a celor aflați la primul mandat.